20 de bombe de aruncător au fost descoperite lângă un teren de sport din Fârțănești de câțiva muncitori care lucrau la o aducție de apă. Elementele de muniție datează din cel de-al doilea război mondial. Pompierii solicitați să intervină pentru a ridica bombele au cercetat obiectele, apoi le-au transportat la depozitul inspectoratului pentru situații de urgență în vederea distrugerii. În urma unor lucrări de aducțiune a apei la un teren de sport în localitatea Fârțănești, muncitorii au descoperit un element de muniție. A fost anunțat dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență pe numărul unic de urgență 112. Echipa pirotehnică s-a deplasat la fața locului, s-a făcut identificarea elementului de muniție, s-a realizat cercetarea zonei. Au fost descoperite încă 19 elemente de muniție de același tip, obus de 82 mm de aruncător. Elementele de muniție au fost ridicate, transportate la sediu, depozitate deocamdată în vederea distrugerii. În acest an au fost găsite pe raza județului Galați aproximativ 70 de elemente de muniție, printre care și o bombă de aviație de 90 de kilograme.